Accident grav, doamnelor și domnilor, cu pelerinii care mergeau la Sfânta Parascheva. Un preot care îi ducea pe credincioși la racla cu Sfintele Moaște nu a acordat prioritate într-o intersecție din ea și s-a izbit violent de un alt autoturism. O persoană a fost rănită. Aflăm mai multe informații chiar acum de la Aurina Petrea. Te ascultăm, Aurina, bun găsit! Bun găsit tuturor! Accidentul s-a petrecut într-o intersecție din Iași. Un preot se afla la volanul unei mașini cu numere de sibiu, avea mai mulți pelerini. La un moment dat acesta nu a acordat prioritate și s-a ciocnit violent de o altă mașină condusă regulamentar de o șoferiță. De altfel, aceasta a și fost rănită și a avut nevoie de intervenția medicilor. Nu a fost un accident singular și în județul Vaslui, la limită cu județul Iași, s-a petrecut un accident în care a fost implicată o mașină înmatriculată la Galați, în care se aflau patru pelerini care se întorceau de la pelerinaj. Șoferița era extrem de obosită, aceasta a declarat că nu a dormit toată noaptea, a pierdut controlul volanului, a țipit mai exact, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Trei persoane au ajuns la spital, două femei și un bărbat, care primesc în acest moment îngrijiri medicale la Spitalul Județean de Urgență din Vaslui.